Astăzi, alături de dumneavoastră, ca reprezentant al Ministerului Justiției, la conferința pe care ați organizat-o, un prim eveniment privind dezbaterea legii 265/2022. Așa cum bine cunoașteți, ține de istoria acestei norme, faptul că ea a fost promovată ca o inițiativă legislativă, parlamentară, fiind semnată de reprezentanța ai mai multor partide politice. Însă, propunerea legislativă a avut ca punct de plecare soluții de reglementare care se regăseau în proiectul de lege elaborat și supus consultării publice de către Ministerul Justiției. Chiar dacă în cuprinsul actului normativ sunt aspecte care se îndepărtează de propunerile inițiale ale Ministerului Justiției, obiectivele esențiale propuse de către Ministerul Justiției au fost adoptate în forma legii 265/2022. Avem obiective, ca număr de obiective avem trei obiective care, din punctul nostru de vedere, au fost atinse. Este vorba de digitalizare, de simplificare și de codificare. Am să încep cu primul obiectiv și am să prezint pe scurt situația celor trei obiective la care am făcut trimitere. Respectiv, am să încep cu cel al transpunerii soluțiilor de digitalizare la înființarea unei afaceri și pe durata vieții acesteia, prevăzute de Directiva Uniunii Europene 2019/1151, așa numita Directivă Digitalizare. Pentru că este știut că utilizarea instrumentelor și a proceselor digitale este necesară pentru a începe o activitate economică care se poate desfășura mult mai ușor, mai rapid și mai eficient, și aici ne raportăm la timp și la costuri. Potrivit noii legi, societățile cu răspundere limitată care reprezintă SRL-urile, care reprezintă aproximativ 99% din societățile înregistrate în Registrul Comerțului, se vor putea constitui integral online prin intermediul acestor servicii online. Avem acest formular de act constitutiv care deja a fost adoptat, aprobat prin ordine al Ministrului Justiției, a fost trimis spre publicare Monitorului Oficial și se va regăsi pe site-ul Oficiului Național al Registrului Comerțului, iar această formă de act constitutiv a fost concepută pentru a putea constitui societăți online, dar și pentru a putea fi folosit ca un model de act constitutiv care poate fi completat și adaptat nevoilor fiecarei societăți în curs de constituire. În procedura de constituire online, după cum ați observat din cuprinsul legii 265/2022, prezența fizică a solicitantului nu mai este necesară decât în mod excepțional și atunci discutăm de situațiile excepționale în care există suspiciuni cu privire la fals, în ceea ce privește identitatea solicitantului sau a mandatarului legal, reprezentantului legal al acestuia sau oricăror altor persoane a căror identitate este verificată în această procedură de înregistrare. Sigur că în continuare se vor putea depune cererile, înregistra cererile prin avocat și notar publici, însă acestea vor putea fi semnate cu semnătură electronică calificată și de asemenea transmise prin mijloace electronice. Pentru fiabilitatea informațiilor înregistrate în registru în procedurile online, se va putea utiliza doar semnătura electronică calificată, care, din punctul nostru de vedere, oferă un grad ridicat de asigurare a identității solicitantului, a identificării acestuia, inclusiv făcând trimitere la identificarea transfrontalieră. Totodată, așa cum reiese din cuprinsul actului normativ, ONRC va comunica electronic cu solicitanții înregistrării sau cu solicitanții de informații, documente din Registrul Comerțului sau din alte registre ținute de ONRC, documentele fiind de asemenea semnate cu semnătură electronică calificată sau, după caz, vor purta sigiliu electronic calificat. Așa cum rezultă din cuprinsul actului normativ, pentru a simplifica modalitatea de înființare rapidă online a unei societăți comerciale, nu mai este necesară deschiderea în prealabil a unui cont de capital social, această lege eliminând cerința de efectuare a vărsământului, aportului la capitalul social al SRL-urilor la momentul constituirii. Avem
o etapizare ulterioară a momentului constituirii, respectiv 30% în 3 luni, iar restul în 12 luni, cu excepția aportului în natură, care poate fi efectuat în termen de 2 ani. De asemenea, proiectul de lege al Ministerului Justiției a prevăzut că efectul de opozabilitate al actelor, faptelor, persoanelor fizice și juridice înregistrate în registru să opereze în toate cazurile de la data înregistrării în Registrul Comerțului, fiind stabilită însă și posibilitatea publicării într-o publicație electronică organizată de către Oficiul Național al Registrului Comerțului, respectiv de Buletinul Electronic al Registrului Comerțului. Soluția nuanțată în forma adoptată de Parlament, citez articolul 46 aliniat 1, înmatricularea și mențiunile sunt opozabile terților de la data înregistrării lor în Registrul Comerțului, ori de la data publicării înscrisurilor în Monitorul Oficial al României sau în Buletinul Electronic al Registrului Comerțului, acolo unde legea dispune astfel. Potrivit noii legi, certificatele de înmatriculare și cele constatatoare vor putea fi emise de ONRC și în format electronic, semnate cu semnătură electronică calificată și care poartă sigiliu electronic calificat. În al doilea obiectiv propus de către Ministerul Justiției este simplificarea procedurii de înregistrare în Registrul Comerțului. Legea își propune ca serviciul public al Registrului Comerțului să devină mai accesibil, astfel încât informațiile user-friendly vor fi puse la dispoziția publicului pe portalul de servicii online al ONRC și pe pagina sa de internet. Așa cum rezultă din cuprinsul actului normativ, au fost eliminate o serie de formalități legate de constituire și de înregistrare, iar altele au fost simplificate. De exemplu, nu mai este necesară depunerea specimenului de semnătură a reprezentantului societății, nu mai trebuie depusă dovada disponibilității firmei, respectiv rezervarea firmei se poate obține pe cale electronică și depune la dosar de către ONRC și de asemenea nu mai este nici necesară obținerea avizului Secretariatului General al Guvernului sau al autorităților locale pentru folosirea anumitor cuvinte în denumire. Alte documente care se anexau inițial la cererea de înregistrare și care sunt și acestea eliminate, sunt cele privind efectuarea vărsămintelor, dovezile care ateste efectuarea vărsămintelor, actele privind proprietatea bunurilor subscrise și vărsate la constituirea ca aport în natură, certificatul constatator al sarcinilor de care sunt grevate bunurile imobile, actele constatatoare ale operațiunilor încheiate în contul societăților de fondatori. În cazul unor documente în susținerea cererilor de înregistrare, s-a optat pentru forme simplificate, așa cum rezultă din actul normativ respectiv înscrisul sub semnătură privată pentru unele declarații pe proprie răspundere sau pentru includerea în actul constitutiv sub forma unei clauze. Obiectivul simplificării este cel care a determinat și permanentizarea soluției controlului prealabil realizat la nivelul Registratorului Comerțului. Așa cum s-a invocat și anterior, competența realizării controlului de legalitate ce aparținea judecătorului delegat fusese deja transferat cu titlu provizoriu și nu pentru toate operațiunile la nivelul Registrului Comerțului. Solicitarea cererii de înregistrare va reveni Registratorului de Registru al Comerțului, care este personal cu specialitate juridică, investit să exercite un serviciu de interes public personal cu statut propriu, cu obligații de formare profesională continuă și de imparțialitate în soluționarea cererilor. Procedura de control prealabil este prevăzută a se baza în special pe verificarea scrisurilor și pentru un plus de celeritate se renunță la instituția cererii de intervenție. Nu în ultimul rând, registratorului îi va reveni competența constatării întrunirii condițiilor și pentru dizolvarea societăților comerciale în anumite cazuri limitativ prevăzute de lege și acestea sunt 3, respectiv, dacă nu mai sunt îndeplinite condițiile referitoare la sediu social ca urmare expirării duratei actului care atestă dreptul de folosință asupra spațiului cu destinație de sediu social, ori transferul dreptului de folosință sau proprietate asupra spațiului cu destinație de sediu social, dacă a încetat activitatea societății sau nu a fost reluată activitatea după perioada de inactivitate temporară, și în cazul societăților cu durată determinată la expirarea duratei menționate în actul constitutiv.
Cel de-al treilea obiectiv urmărit de Ministerul Justiției este cel al codificării, respectiv finalitatea sa codificatoare acestei legi 265/2022, pentru că noul act normativ pune împreună trei acte normative, respectiv legea 26/1990, legea 359/2004 și ordonanța de urgență a Guvernului 116/2009 și amendează alte două acte normative, respectiv legea 31/1990 și OG44/2008. În final, doamnelor și domnilor, eu vă asigur de întreaga deschidere a instituției noastre pentru ca în limitele competenței noastre instituționale să putem contribui la o reglementare destinată mediului de business, modernă, sistematică și funcțională, care să fie adaptată nevoilor întreprinzătorilor și realității pieței românești. Vă mulțumesc!